Două Mercedes-uri, unul clasa S și un Viano, un Porsche Cayenne și un Volkswagen Touareg, care iar aparține lui Vlad Filat, au intrat astăzi în parcarea CNA. Despre câteva dintre aceste mașini ale lui Filat a scris și Lanșor Șor în depozițiile sale, susținând că în perioada anilor 2012-2014, automobilele susmenționate au fost procurate prin intermediul companiilor sale. Acestea au fost aduse în calitate de probe la dosar și urmează să fie supuse unor verificări, ca ulterior să fie recunoscute ca și corpuri delicte. Totodată, procurorul au declarat că au început și o procedură de punere sub sechestru a averii liderului PLDM. Multe lucruri o să facem în ceea ce privește asigurarea prejudiciului pe acest caz, și nu doar pe cazul ăsta, dar pe toate fraudele bancare. Oamenii legii susțin că în urma perchezițiilor efectuate la domiciliul lui Filat, la sediul PLDM și la casa părinților acestuia, au fost găsite documente și înscrisuri care ar confirma parțial depozițiile date de către Ilan Șor. Deși în procesul verbal, Șor susține că i-a dat liderului PLDM 20 de milioane de lei cu câteva zile înainte ca acesta să fie reținut, oamenii legii nu au găsit bani în niciuna dintre locații. Procurorii spun că la domiciliul lui Vlad Filat au fost găsite plicuri sigilate de la instituții cu semnele de document secret, acte care arată că au fost filate mai multe persoane, inclusiv politicieni care au legătură cu protestele din centrul capitalei. Procurorul a refuzat să spună însă despre cine este vorba. Niște note informative din partea instituțiilor de stat care aveau asemenea abilități și atribuții și care se făceau acestuia. Probabil, că odată ce la domiciliul său găsește asemenea acte, ce concluzie pot trage decât faptul că ei se raportau anumite aspecte. Totodată, procurorul care l-a reținut nemijlocit pe Vlad Filat a declarat că totul s-a desfășurat fără încălcări, respingând acuzațiile făcute de liberal-democrați, precum că invinuitului nu i s-ar fi prezentat hotărârea prin care este lipsit de imunitate parlamentară. Reținerea acestuia a avut loc numai după ce Parlamentul Republicii Moldova a Votat scoaterea imunității, lipsirea de imunitate acestuia. După ce am obținut hotărârea dată, personal am intrat în biroul fracțiunii PLDM, i-am adus-o la cunoștință domnului Filat, după care acesta a fost reținut. Liderul PLDM a ajuns în izolatorul GNA pe 15 septembrie, după ce a fost lipsit de imunitate parlamentară. La baza urmăririi penale în care Vlad Filat este învinuit de corupere pasivă și trafic de influență, a stat autodenunțul făcut de către primarul de Orhei Șor, de la care Filat ar fi estorcat 250 de milioane de dolari în perioada 2011-2015. Procurorii anticorupție au anunțat că vor audia toate persoanele care sunt menționate în autodenunțul lui Șor. Iurie Leancă deja a fost audiat. De asemenea, și Vlad Plahotniuc ar putea fi chemat la CNA pentru audieri. iar fostul premier a fost arestat pe un termen de 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, filat riscă până la 15 ani de închisoare.